Vă salut și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Ei bine, astăzi vom vorbi despre meciul Sepsi Olimpic Ljubljana. Meciul se va desfășura azi de la 21:00, adică 9 seara. Ei bine, vom vorbi puțin de meci. Și așa, sunt de început, o să vă spun ce cred eu. Acest meci este unul foarte greu pentru Sepsi, deoarece joacă cu locul 3 al Sloveniei. A fost și campioană Ljubljana. Ideea e că au și antrenor bun, au echipă, e clar, e cap de serie Ljubljana în grupa asta, în seria unde este Sepsi. Pentru cine nu știe ce înseamnă cap de serie, ei bine, campioana, tot mereu, sau nu neapărat campioana, cei care au multe puncte se duc cap de serie, adică ele sunt cea mai bună echipă din serie, cum este CFR, cum este FCSB, adică ele au echipe ușoare, tocmai de asta, pentru că sunt cap de serie. Și Craiova are echipă ușoară, Sepsi are echipă grea, deoarece Sepsi n-are așa multe puncte, pentru că prima oară când au jucat ei în Conference League au fost chiar anul trecut, sezonul trecut, dar bine, 2020-2021, nu sezonul 2021-2022 au jucat calificările și acum au luat cupa asta. Pentru cine nu știe, eu sunt fan Sepsi, țin cu ei, îmi place echipa, am și jucat la Sepsi, la echipa de juniori și îmi place foarte mult, au organizare, au echipă, au antrenor, eu cred că vor câștiga, sau și un egal merge și o victorie în deplasare, dar este mai greu, sperăm să câștigăm aici, pentru că e greu după să câștigi în această competiție. Dar da, adică eu știu că se joacă baraj la o calificare de Conference League și ăla e periculos, băieți, acolo este foarte periculos în baraj, dar până atunci este turul ăsta și turul viitor, așa că nu putem să ne facem speranțe direct, pentru că mai sunt tururi de jucat. Și da, nu știu dacă este o echipă foarte pregătită Sepsi de a se duce în grupe, dar eu am încredere în ei. E o echipă care, ați văzut și voi, a avut sezonul trecut un început destul de slăbos, pentru că au făcut multe egaluri, adică n-au jucat foarte slab, dar au făcut egaluri, ceea ce a stricat și n-au putut intra în play-off, dar au făcut la finalul sezonului o fază excelentă, au câștigat cupa și sezonul ăsta au câștigat supercupa și au început cu un egal cu Craiova. Eu zic că este bine un egal cu Craiova, deoarece Craiova este o echipă bună, totuși, dacă i-a bătut Sepsi, dar Craiova este o echipă. Are și mulți locuitori, clar, vă dați seama când joacă la propriilor fani, cum este. 30.000 de locuri are Ion Oblemenco. 20.000 dacă se adună, eu zic că e... Da, la Sepsi sunt doar 8.000 de locuri pe stadion, eu am fost. Și o să începem și o serie în care mergem la stadion. La stadion se va chema seria... Și o să vedeți că o să fie foarte interesantă. Ei bine, nu vorbim despre asta. Cum am spus, Sepsi are un lot, cred că, pregătit să bată Olimpic Ljubljana. Dar este greu, este chiar greu să câștige acest meci. Vedem, nu uitați acolo, eu voi ține scorul pe Instagram la story. Voi avea toate... Voi avea scorul la pauză, scorul la final și voi avea și... Adică vă voi ține la curent cu scorul meciului.
intrați acolo în Instagram, aveți link-urile în descriere de la Instagram, TikTok și canalul secundar. Și da, după cum v-am spus, este un meci greu, dar sperăm să câștige Sepsi, adică eu sper să câștige Sepsi, poate și voi sperați să câștige. Chiar mi-aș dori să avem două sau trei echipe în Conference League, pentru că adică noi jucăm numai cu CFR-ul și practic suntem tot. Suntem o țară care a avut istorie în fotbal. Nu vorbesc de Champions League pentru că au fost de mult. A fost o chestie în care unele echipe, din câte am înțeles eu, n-au putut participa. Aia n-a fost, dar noi am jucat bine tot mereu și... Da, e adevărat că în ultimii 20-15 ani nu am mai avut două echipe sau... Bine, mai era când ne duceam Astra cu Astra Giurgiu, cu CFR, am mai fost când ne-am mai dus așa, dar nu știu dacă... Sau Astra Giurgiu, FCSB, nu mai știu cum a fost, parcă așa a fost. Am mai fost ani în care ne-am dus cu două echipe, dar foarte rar. CFR-ul, din păcate, a pierdut cu Pionic și acum... poate că o să ziceți că sunt slab, că nu știu ce, dar cum a zis Dan Petrescu într-un interviu, e foarte greu să joci cu o campioană a țărilor, pentru că toate campioanele au jucători străini și toate campioanele sunt bune. Acum că i-au bătut, trebuie să iertăm. Asta este poate la anul. Dar CFR este o echipă bună și are potențial să se ducă mai... Eu zic că iese din grup pe sezonul ăsta. Sezonul trecut nu știu ce a fost cu ei, dar da. Da, băieți, cam atât a fost și cu acest episod pe acest canal. Nu uitați acolo să dați un like dacă mai vreți episoade în care vorbim despre meciuri. Scrieți-mi la fel, Instagram-ul l-aveți în descriere, dați-mi sugestii pentru că eu mă uit la fiecare sugestie care o dați și chiar răspund. Dar da, trebuie să dați acolo un like, să vă abonați Instagram, follow acolo pe Instagram și pe TikTok, le aveți în descriere. Noi ne revedem la următorul clip. Pa, pa!